Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat de YouTube. Astăzi am pentru voi o recenzie, de fapt o mini recenzie a unui parfum preferat de mine. De această dată este vorba despre un parfum din categoria mainstream. Parfumul se numește White Tea și este de la Elizabeth Arden și este o apă de toaletă. Această casă de parfumuri Elizabeth Arden știți foarte bine că se ocupă cu produse pentru îngrijirea feței și îngrijirea corpului, deci nu este o casă specializată pe parfumuri. Și cu toate astea are câteva parfumuri care au ajuns acum de referință și dintre ele putem să menționăm Green Tea, care este un parfum de o mare referință a casei, apoi Fifth Avenue, care la vremea lui a fost ceva, acum a fost mutilat, însă când a fost bun a fost minunat. Iar acum, din 2017, a apărut acest parfum care se numește White Tea și care pentru mine personal este o surpriză neașteptat de plăcută și de bună într-un peisaj extraordinar de dulce al altor parfumuri îmbăxite de dulce care deja luau răsuflarea numai când mă gândeam la ele. Ăsta a fost altceva, a fost menit să fie, așa cum îi spune și numele, un parfum cu ceai alb. Are trei creatori, însă nu mi se par însemnați nici care dintre ei, așadar n-am să-i menționez. Dar parfumul a apărut recent, cum am spus, în 2017. Pentru mine este o descoperire minunată. Este parfumul verilor mele în ultimul timp, pentru că, din punctul meu de vedere, are o calitate ieșită din comun pentru un parfum la asemenea preț. Așadar, o să vedeți despre ce e vorba. El ar fi un aromatic, are din plin ceai alb, ceai verde, ceai mate, mai are note marine, mai are și o mandarină suculentă și zemoasă, are și ceva iris și mai are o notă de ferigă care dă o anumită prospețime și dă o notă aromată foarte, foarte intensă. Aproape aș putea spune că este un fujer, nu este un fujer, este doar pentru femei. Aproape ar spune că ar fi potrivit și bărbaților dacă n-ar fi atât de predominantă nota aceea de mandarină pe pielea mea, care dă un aer totuși dulce, este dulceag. Cu toate astea, este un minunat de parfum cu niște note incredibil de bine redate, care nu miros chimic și care nu mă surprinde plăcut. Îi lipsește și izul acela sărat, deși conține note marine. Prima dată când am văzut note marine în descriere, am zis, aoleu, dacă îl cumpăr pe ăsta și are izul sărat, ce mă fac? Dar l-am cumpărat și pentru că îmi place mult nota de ceai în parfum, am vrut foarte mult să am un parfum cu nota aceasta predominantă. Și nu voiam un ceai aromat, un ceai negru, un ceai închis, întunecat, lemnos, nu. Am vrut un ceai verde, un ceai alb, un ceai răcoritor pentru vară și uite că n-am dat greș. A fost parfumul verilor mele trecute și verii acesteia și este unul din cele mai bune alegeri pe care puteam să le fac. De ce? Păi pentru că este foarte răcoritor. Miroase foarte curat, foarte îngrijit. Dar în același timp are și o anumită personalitate proprie. Nu este un parfum pe care l-am mai întâlnit, un miros care l-am mai întâlnit în alte parfumuri, nu. Are personalitatea lui și este suficient de aromatic cât să nu mă plictisească, suficient de bine construit cât să nu mă plictisească. Nu e un ceai verde sau un ceai alb singur. Este aromatizat bine și este de foarte bună calitate, credeți-mă. Este un superb parfum pentru vară, potrivit atât la ținute casual cât și la ținute sport, dar poate fi purtat cu succes oricum te-ai îmbrăca, inclusiv la birou, nu deranjează, are un siaj moderat și o persistență moderată de vreo 4-5 ore pe pielea mea, ceea ce este super bine pentru un parfum ca acesta de vară și permanent de-a lungul parfumului se simte izul acela aromatic de ceai, nu se pierde, ceea ce pentru mine este super și izul de ferigă. Combinația asta e superbă, e minunată, e neașteptat de bună pentru un parfum Elizabeth Arden. Și de ce spun asta? Pentru că are un preț ridicol de mic, adică ăsta nu are 100 ml, are 50, dar cel de 100 ml l-am văzut chiar și la 90 de lei online, ceea ce nu vine să cred, adică am să sar și am să-l cumpăr din nou. Atât de bun este și îl recomand din suflet pentru vară, decât alte parfumuri mult mai scumpe care fac același lucru sau poate nici măcar atât și sunt mult mai chimice și urâte, ăsta chiar este un parfum care merită, m-a surprins și este must have
în colecția mea, sper să nu-l scoată nici cum. Am văzut că mai au apărut niște flanker, nu le-am testat, însă ăsta pentru mine e perfect, e echilibrat, e dulce numai cât trebuie, e aromatic și e interesant, are zvâc, este și foarte elegant, are și o doză de pudrat așa un pic, e minunat de frumos, elegant, e casual, e... Doamne, nici nu-mi vine să cred că e atât de bun. Serios, m-a surprins în modul cel mai frumos posibil existent, să zicem. Deci ce pot să mai spun decât că vi-l recomand foarte mult? Nu prea se aseamănă cu nimic, doar cu ceva de la Bulgari, acel ceai alb de la Bulgari, Ote Blanc, cu acela s-ar asemăna puțin, dar acesta este mai bun. Este mai aromatic și e mai longeviv și e mai puternic, mai îl simți mai bine și mult mai ieftin. Da, ca notă va lua nota 9 din 10, atât de mult îmi place. Nu e 10 din 10, că nota aceea o rezerv parfumurilor cu adevărat, ieșite din comun, dar un 9 din 10 cinstit merită. Dacă nu l-ați încercat, vă invit cu drag să o faceți, nici nu știți cât e de fain, decât atunci când o să încercați o să știți cât e de fain. Așadar, sper că am ajutat pe cineva cu mini-review-ul meu. Nu vreau să mă pierd în foarte multe amănunte tehnice, vreau doar să vă spun părerea mea despre el și dacă merită. Merită din suflet, vă spun. Încercați-l și nu vă va dezamăgi pe timpul verii. Pentru mine a fost pur și simplu o încântare. Până data viitoare, la următorul meu clip, vă las și vă pup cu drag. Pa, pa!